domnule selecționer Răzvan Parpală, un mare succes pentru fotbalul românesc. Cum ați trăit acolo pe margine calificările astea balcanice? Cum să trăiești? A fost o experiență excepțională, ceva de neuitat. Meciuri puternice, meciuri cu intensitate și cu dăruire. Ce are special generația asta? Este o generație frumoasă, o generație care are putere de luptă. Nu interesează adversarul care este în față și încearcă la fiecare meci să dea totul pe teren. Cum a fost să vă pregătiți la Vâlcea, acest antrenament o lună acolo? Cum au fost condițiile? A fost departe de casă, dar poate a fost mai bine? Condiții bune de pregătire. Am avut tot ce am avut nevoie pentru a ne antrena bine, atât fizic cât și în sală. Chiar ne-am descurcat și am reușit să ne antrenăm foarte bine. Care a fost cel mai dificil moment al acestor calificări? Toate meciurile au fost dificile. Trei meciuri, trei din trei, ne-am luat pe rând și meciul cu serbii, n-am avut șansa acolo, mi s-a părut. Am avut șansa cu turcii să facem un meci foarte bun. Și deci toate meciurile au fost puternice, toate au fost, cum să zic, cu intensitate maximă și de luptă, de luptă mare. Cum e să trăiești după marginea unui set maraton, 40 ceva de minute cu Serbia? După ce am terminat meciul, nu mai știam cât era, 38, 36, 34, 36, 3, nu mai știam cât era scor, chiar uitasem. E puțin loterie atunci când ajungi la scorul ăsta. Și la nivelul ăsta de vârstă, nu știi care cum cedează psihic, care cum când atinge mingea, dacă o dă unde trebuie, unde vrea să o dea. Am sperat, dar meciul, setul acela n-a fost să fie pentru noi și am pierdut. Care este secretul dumneavoastră? Nu sunteți la prima calificare la campionatul european de juniori. Și le faceți copilul ăsta de joacă așa bine când sunteți să selecționezi? Primul rând, să aibă plăcerea, să-i tensează, să lucreze. În al doilea rând, munca din sală trebuie, cum zic eu, să o facă. Dacă nu o fac așa, nu e bine pentru ei și îmi doresc foarte mult să asculte toate sfaturile pe care le dau și să știe ce au de făcut în teren atunci când joacă și să aprecieze fazele pe care le execută și mișcările din teren. Este mai ușor pentru noastră să lucrați cu juniori decât cu seniori și mai ales cu jucători juniori sau care e diferența? E diferență, pentru că la seniori deja se spui că au baza tehnică formată seniorii. Acolo doar se spune că trebuie să-i pregătești bine, să ai o tactică de joc bună și ei pot executa elementele tehnice mai bine decât juniori. Aici trebuie să, la juniori trebuie să lucrezi foarte mult tehnic cu ei și cum să pui în aplicare ceea ce ai lucrat ca și tehnic, să pui în aplicare în tactic. Sunt diferite puțin metodele de lucru, dar se apropie și tot când ajungi la jocul de volei 6-6, tot ce faci la seniori trebuie să faci la seniori. Să implementezi jocul de la seniori, să implementezi celor mici. Cum a sărbătorit calificarea? A dormit cineva până la România? Ne-am bucurat foarte mult. Poate ați văzut și filmulete din sală. Și în autocar au început să cânte, au strigat numele fiecărui coleg și l-au aplaudat în autocar. A fost o senzație excepțională și o bucurie mare pentru noi. Care ar fi obiectivul nostru la european? Ce vreți să se întâmple ca să rămân european de ideal? Acum să vedem și grupa care o să fie. Cum am zis și înainte de turneul acesta, vom merge acolo să nu ne uităm cine e în fața noastră, adversarul. Italia, Bulgaria, echipele campioane și vicecampioane de anul trecut. Și să jucăm un volei de calitate, să se vadă că acești copii sunt pregătiți bine atât din punct de vedere tehnic cât și tactic și să arate lumei de volei din România că se poate. Se poate și putem să practicăm și noi un volei de calitate cu țări contra unor țări mai puternice ca noi. Care este diferența între generația Gaia Ciobănuțu și această generație? Vreau să vă ați aducat pe amândouă. Generația de 1997 este generația lui Ciobăniței, Bălean,
Filip Constantin, Magda și Tudor, jucători care încă sunt în divizia și joacă. Acolo am avut o generație, cred că mai talentată, mai, nu știu cum să zic, au fost mai talentați, mai fizic poate, nu știu cum să zic, chiar poate puțin mai valoroși decât generația aceasta. Aici cred că asta face diferența. Tot am băgat în cap, pentru că noi nu avem în momentul de față un... Nu putem să câștigăm meciul cu un singur jucător. Cum a fost ieri meciul cu Grecia, au avut un secund înalt bun, care ăla putea să facă diferența la un moment dat. Noi nu avem unul care să ne facă diferența. Noi dacă nu lucrăm ca și o echipă, nu facem treabă. Tot timpul le-am explicat. De acum un an, în primul nostru turneu în Bulgaria, în ianuarie, la fel s-a întâmplat. Dacă noi nu lucrăm în echipă și așa, nu putem să jucăm volei. Generația de 97 l-aveam pe Acebăniței, care era o valoare la nivelul lor de vârstă, da? Și putea să ducă un meci de unul singur. Era Bălean, care atunci era un jucător pe atac foarte bun, deci aveam puțin câțiva dintre ei care puteau să facă diferența în unele meciuri. Aici, noi, dacă nu jucăm ca o echipă, nu putem să câștigăm cu un singur sau doi jucători. Și ultima întrebare, sâmbătă aveți meci împotriva secundului dumneavoastră, Bogdan Nicolae, da. În Constanța Ucui. Veți mai ține legătura până atunci? Sau, la meci vă cunoașteți sau sunteți? Normal, nu, nu are legătură. Dacă, normal că ne cunoaștem, nu are legătură dacă ne întâlnim. Suntem adversari atunci, o oră jumate cât durează meciul și pe urmă putem să stăm de vorbă, nu este problemă. Da. Să fie un meci dificil, trebuie să câștigăm, să ne împlinim obiectivul și la echipa de club.